În a treia zi de Paște, un bărbat s-a înecat în timp ce mânca un mic. Timp de o oră au durat manevrele de resuscitare, însă, din păcate, bărbatul nu a reacționat, iar echipajul medical a declarat decesul acestuia. Bărbatul era în vârstă de 52 de ani și se afla în vizită la o rudă când s-a întâmplat incidentul. În timp ce mânca, bărbatul s-a necat cu un mic și a fost găsit de ruda sa căzut în curte. Aceasta a sunat la 112. La intervenția echipajului medical s-a efectuat resuscitarea acestuia, iar după mai bine de o oră s-a declarat decesul bărbatului. S-a întâmplat ieri în jurul orei 14 la Aldești. Victima este un bărbat de 52 de ani care s-a înnecat cu un mic. Proprietarul casei plecase la fântână când s-a întors, l-a găsit pe jos. Echipajul medical a făcut manevre de resuscitare timp de o oră, apoi a fost declarat decesul, a explicat reprezentantul serviciului de ambulanță din Galați, Mihai Polinski.